Măcar pe The Long Drive. Da, am picat pe The Long Drive. Am picat? Ce-i cu mașina asta cu flăcări? Bă, nu mă trezi că dorm. Aoleu, scuză-mă, n-am știut că te culci în beno. Păi normal că mi-am găsit aici loc de somn și e foarte bun, să știi. Și tu m-ai trezit, acum trebuie să plecăm la drum. Normal, capitanul, că trebuie să trecem la drum pentru că avem foarte multă treabă. În primul rând trebuie să construim această mașină. Pisică, deci fii atentă, mașina asta este o mașină foarte șmecheră pentru că are flăcări și dacă are flăcări înseamnă că merge foarte rapid. Și dacă merge foarte rapid înseamnă că vom ajunge foarte departe. Și dacă ajungem foarte departe, înseamnă că trebuie să apăsăm pe butonașul de like. Pentru că știi de ce? Dacă n-apiși pe butonul de like, chiar în acest moment când te uiți, eu mă supăr pe tine și dacă ne întâlnim vreodată și tu nu ai apăsat pe butonul de like, verific, îți cer să-mi arăți. Așa. Am plecat, nu mai stau la vorbă. Nu mai suntem prieteni. Deci eu nu sunt prieten. Nu, capitanul, că eu apăs de fiecare dată pe butonașul de like. Deci dacă tu n-apeși pe butonul de like, eu nu sunt prieten cu tine, îmi pare rău. Aoleu, dar hai să verificăm ceva, capitanule, dacă... Ia să vedem pisicuța. Dacă este mulțumită. Hai să vedem. Vezi că e la etaj acum. Unde era capitanul? Ia, tu știi unde era pisicuța? Uite aici este. Uite-o. Ia, hai. Ia uite-o. A, ce zici? Băi, e șmecheră, dar parcă e tot supărată. E supărată, pisica, e supărată că n-am apăsat pe butonul de like, uite. Da, e supărată, adică stă așa și se uită la noi. Bă, dar de ce n-apăsați acolo pe butonașul acela de like? Deci fii atentă, pisică, o pun aici și până plecăm vreau să o văd fericită. Ia, uite. Ok, e bine. E supărată, da? Da. E supărată. Hai să montăm mașina. Hai, dar nu, pui acum... Hai să punem motorul, deci punem motorul aici, aici la... Aici, punem aici. Radiatorul ne trebuie. Auzi, cred că o să putem căra chestii. Dacă avem bena asta în spate, cred că numai bine. Hai să luăm și pisicuța asta aici. Da, dar știi care e faza? Cred că o să ne zboare de acolo, nu? Vedem. Asta ce-i? Mașină de aia de teren mare? Cred că da. Da, dar ce rost, bă? Băgăm de-astea de tractor? Bă, da. Ia de-le încoace să văd dacă se potrivesc. Să vedem dacă... Crezi că o să meargă roți așa de mari? Măi, eu sper, face mega tuning aici. În mod normal, ea nu are roți pe lângă ea? Nu cred că merg astea pisică. Te-ai gărat să-și iei eu? Nu cred că merg. Bă, hai să încercăm. Hai să încercăm. Ca să nu zicem că n-am încercat, dar dacă nu merg, punem de alea normale. Arată absolut ridicol. Deci așa ceva... Hai să vedem. Nu ai mai văzut. Doamne, dar cum arată. El ies din caroserie. Dar să știi că arată foarte bine dacă e să o luăm așa și cu flăcările astea. Și uitați-vă la asta. Uitați-vă la chestia asta. Da, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. E tabloul de sub, că am văzut că l-am luat deja. Da. Uitați-vă la ea. Este absolut superbă. Ia de stai că n-avem benzină. Benzina, da, du-te și adu benzina. Mă duc să aduc benzina din spate de aici. Și bisica asta tot supărată, cred că n-au apăsat pe buton. E tot supărat acolo, oameni buni, apăsați acolo pe acel butonaj de like, pentru că este un episod super șmecher și vrem să facem acea pisicuță fericită. Corect. Dacă nu, o să vină la voi acasă și o să stea, nu știu, și o să-mi iau une în continuu. Vai de capul meu, nu vrei așa ceva. Nu, chiar nu dorești asta. Deci neapărat trebuie să apeși pe butonul de like la acest episod, pentru că, bă, mai ales că e seria asta care vă place enorm de mult. Da. Deci, se știe deja, seria asta cred că e seria voastră preferată din toate timpurile, cea mai genială serie. Și noi o să continuăm să o facem dacă vă place. Corect. Dar stai așa să vedem. Ia. Că pun aici benzină, nouă capitan. 9 litri ar trebui să aibă ăsta. Ia să vedem dacă sunt 9 litri. Trebuie să te duci să-i dai o chest, gata. Trebuie să te duci să-i dai o chest. Deci acum mai nou cu update-ul ăsta, trebuie să închizi capacul ăsta, pentru că altfel poți să pierzi totul. Ia du-te și dai o chest, să vedem, nu mă urc acum mașină. Stai să vedem. Dacă m-am așezat, bă, dar ce ciudat se vede. Bă, a pornit. A pornit, stai să vedem. Bă, merge! Merge! Și că e ciudat rău de tot. Bam! Hai să mergem! Vai de capul meu, ce roți avem pe mașina asta, nu vine să cred. Tuning! Am făcut tuning, da? Nu am făcut orice tuning, mașină. Am făcut tuning, gen... Bă, avem Monster Truck? Ăsta e Monster Truck? Da, exact! Am făcut o mașină super mega șmecheră. Deci, pisică, ne-am luat Monster Truck. Sincer să fiu, nicio mașină n-are. Uitați-vă și voi, da? Uitați-vă aici. Cred că e cea mai rapidă mașină din joc. Uite-te când cotesc cum face. Văd. Cred că e cea mai rapidă mașină din joc asta.
Bă, să oprim pe la case, pe la astea, că sigur poate avem nevoie de apă, ceva. Zic că eu am pus frână de atunci, dar nu mai pot să opresc. Îi dăm blană până la următoarea locație. Okay. Eu acum sunt cu piciorul pe frână. Da. Așa pune frână mașina asta. Cred că trebuie să trag frâna de mână sau ceva. Posibil. Am tras frâna de mână. Cactus! Da, doar în cactus ne-am putut opri. Foai de cactus. Așa că vreau să văd dacă ne dă un radiator mai bun. Hai sau... să vedem, hai dăm de maneta asta. Nu știu exact cum funcționează, că scrie 99 de bănuți. Ia! Ce e aia? Iarăși e o canistră goală, știi că să-ți dă canistre goale. Da, știu asta, dar am zis că hai, poate... Hai că pun în spate, pun aici în bănul ăsta. Ok, le spunem asta aici. Ce e asta? Nu știu ce e chestia aia, arată interesant. Pistol, ăsta e bun. Bun. Dacă avem nevoie vreodată... Îl atașez aici pe... Bă, de fapt stai că îl atașez în benă. Ce bucățică asta? Ok. Bun. Ia, ce? O oală, ce să fac cu oala? Fac mâncare acum în minigame. Cam și eu de-astea. Bă, dacă ne-ar da... Bănuți. Ok. Dacă ne-ar da ceva... Performance! Ia. Performance cooling, are 15 litri și nu o să ne ia foc mașina. Asta e ulei, dacă ai nevoie de ulei, capitanul, dar să-ți văd, are. Uite, e la full. Mașina asta merge scos ăsta vechi. Da. Pune pe la nu, pune pe la mamă ce tuning facem, bombă. Yay! E perfect. Capitanul, vezi că avem ulei dacă e nevoie la motor acolo de băgat. E ulei, full ulei. Oh, chiar ulei bun. Ulei ca lumea, canistră plină de ulei, haide. Dar n-avem nevoie, că e 3,9, dar știi ce? Îl luăm cu noi. Mamă, cât apă insula. Îl pun aici. Da, și ăsta portocaliu îl scot că n-are nimic în el. De pizza. Cred că trebuie să mergem, avem... Hai să mai dau o dată și gata. Aș fi vrut benzină, dar... na. Pâine, dacă vrei să mănânci. Și hai să mergem, pentru că ne-am făcut mașina bombă. Și eventual, dacă o să avem noroc și ne pică vreun motor de tractor, o să punem pe mașină și o să arate. Nu pot să dau în spate? Ce stai? Cred că e ceva în spate, sau? Pistolul? Poate. Eu le-am pus în benă, dar... Na. Cred că nu merge așa cum vrem noi. Încerc să le pun așa. Să văd dacă asta o să funcționeze. Măi, dar a zis că a băgat I pentru ghiozdan. I pentru ghiozdan. Dar ce mi-era tot dungă asta rușii? Da, cred că tu trebuie să așezi itemele pe jos, când se apare dunga roșie, dar trebuie să fie afară. Vrei să nu mai mergi foarte tare. Uite, mai avem o căsuță acolo ceva. Mergi încet ca să putem frâna, te rog. Uite, da, o căsuță. Da. Poate găsim ceva bun. Ia. Nu, butelia aia ce-o fie. Ok. Gata, stop mașina. Bun, perfect. E pistolul? Da, stai așa. Ia de sus, de acolo. Hai să vedem ce mai găsim pe aici, pentru că îmi place maxim acest minigame. Mm-hmm. Și poate găsim un motor frumos acolo. Aolo, de ce se face? Se face noapte. Da, se Băi, face eclipsă, noapte. Băi, eclipsă. Aolo, nu te uita acolo. Hai. Bun, dar stai, deschide tu ușa, că nu pot să deschid, că n-am... Hai, intră. Să-ți bag e vreun... Oh my god. Ce avem pe aici? Mă, s-a făcut noapte și nu văd. Gata, l-am făcut praf. Păi că avem o chestie aici, spune ce, dacă ar fi benzină. E apă! Dar nu e mult. Dar n-avem nevoie, că avem 15 litri în ăla de performance. Bă, mi-au damage. De ce mi-am luat damage? Te uiți la Eclipse-ul. Okay. Așa. Ce mai e aici? Că era bun o lanternă. Uite ustul. Ce vorbești? A, se face zi? Gata. Hai că în sfârșit. Ciocolată. Era zi de fapt, dar na, s-a făcut eclipsă. O bucățică acolo, niște usturoi. Uite și ceva. Uite, combustibil, norocul meu. Iar capitan. Avem combustibil? Stai așa. Pune-l tu. Că are consumare. Ce e ăsta, capitanul? Ce mașină e asta? Păi asta ar fi ceva... Ia. Să zic un Dodge Ram? Poate, da. Da. Știi că sunt alea care au o gen benă de aia în spate, da, știi? Da, benă de aia în spate, da, știu. De alea de fermă. Da, suntem fermierii. Bă, să știi că în momentul de față nu prea arată, adică mai degrabă zici că e un fel de monster truck. Da, stai să fac benzina asta aici. Deschid aici și gata, și hai să apăsăm. Dacă am pus așa pistolul ăsta, da, se face noapte iarăși. Iar vine ceva, cred că vine vreo furtună ceva. Ba nu, se face noapte pe bune acum. Aolo.
N-are nimic. Parcă nu se făcea noapte înainte în jocul ăsta. Nu se făcea noapte. Când se făcea noapte, începea furtuna. Da, exact. Gata. Erau doar eventuri random. Nu era uite, noapte. Uite cum e luna mușcată. Că e luna. Haide, capitan, hai la următoarea destinație, dar tot așa, nu-i dai talpă, că e cam fioroasă. Spun și de ce. Pentru că aș vrea să ajungem cât mai departe, că aș vrea să poate ajungem la destinația unde am fost data trecută, știi? Da. Da, și trebuie să ne țină și mașina. Crezi că nu ne ține? Da, dacă vrei poți să-i dai blană, 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 blană. Până la destinația aia de cât era? 7000 am ajuns parcă, da. Cred că da, poți să-i dai blană până acolo, dar știu că la un moment dat e un pod care e rupt. Zic că nu prea văd din cauza la chestia asta din față. Ai, șoc, nu mă interesează. Oricum am băgat benzina, am băgat apă, avem bitai de aia de apă, deci o să meargă, perfect. Dacă am pus frână puțin, vreau să văd ce fac cu ăsta. Dar ia vezi, apasă I și vezi dacă poți să-l bagi în ghiozdan. Aia asta. I? Și dă o chestie cu roșu, nu? Da, poți. Da? Uite, apeși pe el și îl pune, l-ai pus în ghiozdan și acum perfect, hai că l-ai în spate, gata. So, what? Arăta ca și cum l-am pus în ghiozdan. Sau ce? Ok, e foarte ciudat sistemul, dar sincer. Dar nici eu n-am înțeles exact cum e, dar pune-l deasupra dacă ești gata. Deci văd că faci așa, o animație cum bagi în ghiozdan ceva. This item cannot be stored, nu poți. Ah, ok, bine, bine. Și ghiozdanul e... Deci să apeși I când ești pe jos să vezi cum face. Spune ghiozdanul pe jos. E, I. Și pe aia tu trebuie să iei un item, să-l pui înăuntru aici și pe aia să-l împachetezi iarăși ghiozdanul, știi? Și după cum a pus pe I, gata? Apeși I iarăși. A, gata. Așa. Dar faza e că trebuie să-ți încapă în ghiozdan, știi? Asta ar fi... Gata, hai! Da, probabil ceva, gen o pâinică, o felie de pizza, ceva. Bă, dar nu văd, e prea multă mașina asta, nu văd nimic. Da, e prea mare. Nu văd strada în față. Da. Îi dăm așa, sper îi să... Îi dăm blăniță, okay. N-avem ce să facem. Astea sunt shop-uri ce vezi aici, adică da, gen nu ne cred interesează. La shop-urile astea, pentru că ăla... Deși la unele poate găsești chestii bune, dar... Da, mă gândesc, dar na. Vreau să ajung cât mai departe, știi? Asta merge mai departe, merge mai departe astăzi, pentru că vreau și o să vedem ce e. Doar că trebuie să ne echipăm cu arme, pentru că data trecută am ajuns acolo la băieții iarăi. Putem să ne comandăm arme dacă da, e... Da, sau așa, da, da, într-adevăr. Că mai degrabă să dea unele bune. Bă, am vreo 200 la oră acum, pisică, sincer. Ți-am zis, e cea mai rapidă mașină și vezi că la un moment dat e un pod și e cam rupt podul ăla și poate picăm... Am început deja să pun frână. Nu, 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 nu! Mamă! Ne-am oprit? Știi că ne iese fum din motor. Mamă, capitanul. Încă merge. Las-o așa. O las așa, dar cred că nu mai avem ceva, nu știu. Dar de trecut de rămăsesem fără apă. Hai că am oprit. Ah, ok. Ia, hai să ne uităm la motor. Stai așa. Oh, la mama. Yes. Ce se întâmplă? Ce se aude? Uite-l pe ăla! Mamă, 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 bă, băiatule! Bă, ăla merge cu mașina invers. Nu, na, avem apă, avem ulei. Avem de toate. Nu, cred că pur și simplu s-a... Bă, ce se întâmplă? Bă, hai mașina, hai mașina, că e jale ce e afară. Zic că nu mai văd nimic. Nici eu. N-ai, nu poți deschizi farurile? Ai, era ceva, dar nu mai știu de pe ce... Nici eu nu mai știu de pe ce... Zic că? Capitan? Nu văd nimic. Nici eu. Mergi încet, mergi foarte încet, nu-i da talpă. A murit mașina? Nu, no, nu, no, am oprit un motor. Apăs pe butoane să văd dacă e vreun buton care... Ah, ok, m-am speriat, zic, stai să vezi că rămânem noi aici. Aaaa, piatră în față! Ce? Piatră în față! Nu văd nimic, chiar nu văd! Olo... Vezi ceva? Eu nu văd nimic! Capitanul, ia-o în dreapta, în dreapta, în stânga, în dreapta, stânga, se dreapta, nu! Iar ne-am lovit! Hai că da! Nu, pe bune, chiar nu văd nimic. Monitorul meu nu a... Aproape zero văd. Nu, eu văd, eu văd, dar m-am trezit cu piatra în față, îți dai seama că tot dar nu văd nimic. Dar uite-te puțin, de unde apăs să-mi dea lumină la mașina asta? Nu știu, capitan. Ăsta-i cu... Gata, bă. Gata, bă, dar tot e urât. Cum se vede. Tot nu văd aproape nimic. Da, e ciudat. A, piatra, piatra! Aici, oul. Vezi farurile astea bat în jos? Da, aproape... bat în jos. Na, okay. Deci atât. Asta-i tot, ca și faruri.
cele mai nasoale faruri. Bă, dar ce s-a întâmplat? A picat luna, ce a făcut? Nu știu. Să mergi încet, capitan, că nu știu ce e în față. Nu s-a mai întâmplat niciodată chestia asta. Nu știu ce se întâmplă pe aici. Casă? Da. Are rost să te oprești, având în vedere că nu vezi nimic? Da, hai să nu ne oprim. Problema e podul ăla, că dacă vine podul și podul eu nu văd nimic... Ăla. Da, și noi suntem în beznă totală. Chiar nu știu ce-i de făcut. Nu știu, mă uit pe ei să văd... Nici măcar luna nu se mai vede, nu, nu se mai vede nimic! Nu, și-am zis că a picat luna cu totul. Deci da. Vezi la un metru în față cu luminile astea, dacă le stingi, da. Bine, să-ți nu vezi nimic. Da. Bine, eu cred că ele ar fi bătut bine, dar noi am pus niște roți imense pe această mașină. Crezi că din cauza asta? E posibil să... E prea sus? Da. Păi da, dar ce sens mai are dacă ți-a dat roțile alea și ele merg? Aoleu. Suntem la 4500 de metri. Da. Merge, vă că o țin 80. Ne țină în 80, 80, în 100. Nu știu cum mă uit cu Q să văd și nu prea văd. Las că la ce roți avem, las. Păi da, nu-i problemă că dacă eu piatră mai mare problemă, da? Acum a fost și eu Q. Văd mai bine. Dacă să văd așa un pic în față, dar nici da, n-apuși să vezi. Da, dar nu prea vezi. Mult. Păi, dar mai ține mult. Ia stai mă că ne oprim. Oh! Oh, e podul! Aici e. Hai că e bine că ne-am oprit. E bine că ne-am oprit pentru că stai așa că o să-și trag frâna de mână. Da, eu nu pot să ies, nu mă risc că poate mă teleportează în afară. Lasă-mă pe mine. Las pe tine. Ia vezi. Ok, da, nu te dai jos pentru că ești chiar pe margine. Știu, nu mă dau jos că poate îmi sare caracterul după pod. Da, problema e că da. Trebuie să se facă zi odată pentru că nu... Nu o să se facă zi. Fii atentă, luna e chiar sus de tot. Adică gen... O să mergem pe beznă. O să fie super periculos. Ia bă! Combustibil, pisică. Oh my god! De unde? Din cutiile alea? Da. Păi du-te și bagă-l, de ce să-l atașezi acum? N-am cum! Ești pe margine, ești lipită de... Aaa, e pe partea aia, scuză-mă. Hai să încercăm așa, hai eu să știu. Vedem. Nu știu de ce să cu mâna pe volanul tău. Îmi spura mâna. Mamă, deci e complicat, oameni buni, și pe ok, aici tu ce vezi în față? Că două plăci. Două plăci, care... Da, două plăci. Hai că e bine dacă e. O, așa rămâne, n-ai ce să-i mai faci. Oh, nu. Oh, nu! N-ai ce să-i faci pentru că... Nu e... Uite-te și tu. Nu! Păi, dar n-ai cum să treci cu mașina asta pe aici. Decât dacă treci cu foarte mare viteză, dar noi am mers încet. Da, aoleu. Vezi? Bă, nene. Uite. Pentru că plăcile sunt mult mai... Uite cât de înguste sunt plăcile. Dacă te uiți aici, vezi? Da, știu. Dar ce? Păi și cum ai putea să treci cu mașina asta pe aici? Ce faci pe sufii scuzi? Vreau măcar să reușesc ceva, nu știu. N-ai nicio șansă, nu cred. Sau? Ia stai. Ziceam așa că poate o împinge puțin, nu știu, zic și eu. Bă, se duce de tot acum. Oh, nu. No, nu! Mașinuța noastră frumoasă! Da. Mama, zice, o împingeam pe bune, zic de nu împingeam. Oh, nu! Zic că mă duc cu ea pe jos. Ia, du-te cu ea pe jos, ia vezi, să vedem ce e jos acolo. Du-te. Zic că? Haide, du-te. Păi nu mai pot, așa. Stai că scot roțile. Una. E asta mă că eu ies din mașină. Ce e acum? Nu-i nimic, efectiv, gen e așa deșert cum ar veni gen. Bine. Trebuie să restartăm, n-avem ce să facem. Stai să restartăm și băgăm boost repede. Băgăm boost repede? Bine, hai da. Să restartăm. Să vedem unde ajungem, capitanul. Aoleu, ne și clătinăm un pic. Motorul nostru zice că nu prea mai vrea. E ceva pe aici oare? Găsim ceva bun? Mamă, dar ce e acolo? Să vedem. Ia stai. E ceva, dar... E ceva, am găsit benzină. Hai să iau benzină totuși, dar... Zombii. O, da, mai lăsați-mă de zombii. Benzină avem foarte multă, n-are sens. N-avem nevoie de benzină, benzină e foarte multă, tot benzină. Mamă, ce-i cu zombiul ăsta aici? Nu știu ce cu el, bă, dar lasă-mă. Stai că mi-e trebuie pe partea cealaltă să văd... Asta e un măr. Fai de mine, n-avem niciun noroc.
Ne trebuie apă, asta e problema. Da, avem nevoie de... parte... Uite, am găsit niște apă, nu e foarte multă. E bună, e bună, măcar să ne ducă... 0,5, adică... Mai avem ceva acolo în față. Trebuie să vedem. Haide să vedem aici trebușoara. Adică e aproape nimic. Aproape, da? Știu, doar ce ai pornit motorul și gata, s-a dus apa. Da, hai să vedem. Haide. Văd că mai avem în față un turn. La turn de obicei nu prea găsești chestii, da? Nu știu de unde sare norocul. Am să-i dau blană și oprim motorul. Am oprim motorul. Se face noapte? Da, se face noapte. Și da, avem zombie chiar la intrare. E gol, nu? Da. Dar e gol! Sunt două obiecte. Hmm. Aproape zis, stai să vezi că nu știi tu de unde sare norocul, dar aparent... Ce hai... noroc? Hai că dacă e... Șansă. Problema e că, pentru că au făcut update-ul ăsta, se face noapte beznă. Bă, beznă de nu vezi în față. Da. Asta mi se pare aiurea, adică... Uite, acum iarăși noi nu vedem nimic. Hai de capul meu. Nimic, nu vezi nimic! Nu vezi absolut nimic în față. Deci oricât ai vrea tu să ajungi departe, nu mai ajungi nicăieri. Dacă aș putea să fac să fie zi... Pe pod, pe pod, măcar... am ajuns pe pod. Măcar pe The Long Drive. Da, am picat pe The Long Drive. Am picat? Da, pentru că nu vezi, nu văd nimic. Nu vai văd nimic. De capul meu și s-a dus tot. Măcar pe The Long Drive puteai să-i dai să dormi noaptea. Da, exact. Dormi. Mamă, sunt sub ăsta. Gata. Da, exact de ce aici chestia s-a întâmplat, pentru că nu vezi până mergi. Aoleu. Și zici, bă, ok, te grăbești un pic și ajungi mai repede. Da. Dar nici... A murit! A, mori, da. Da, mori aici. Măcar de-ar fi fost... Să bată farurile alea, să văd da, ceva, da, exact, nu. Dar nu vezi nimic, absolut nicio nimic. Nicio șansă n-ai. Iar, uite, Loli e lângă mine. Păi am picat amândoi acolo, ce să faci? Hai de capul meu. Da, oameni buni, acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonașul de like și ne auzim data viitoare. Pa! Pa, pa!